Mergem mai departe și vorbim despre aproape un sfert din populația lumii care suferă de cuperoză. Care sunt cauzele și cum se tratează, aflăm la Sănătate cu Stil, rubrica realizată de colega noastră Luciana Indre. Bună dimineața! Dacă vi se spune adesea că aveți bujori în obraj, probabil suferiți de cuperoză, o afecțiune întâlnită la aproape 20% din populația globului. Dilatarea vaselor de sânge este cauza aspectului roșiatic pe care persoanele cu ten sensibil îl capătă la efort, la schimbările bruște de temperatură sau pe fond emoțional. Boala nu poate fi vindecată complet, dar simptomele ei pot fi ținute sub control. Și la nivelul obrazului se văd acele fine linișoare roșii, vasele de sânge. Deci cele vizibile cu ochiul liber. Cuperoza este o afecțiune cronică, incurabilă, care se transmite din generație în generație. Se manifestă printr-o dilatație anormală a vaselor de sânge la temperaturi mai mari sau pe fond emoțional și nu e neapărat semn de sănătate așa cum se considera în popor. Niște vase de sânge superficiale, înmulțite peste măsură, deci un număr nefiziologic al lor, care prin transparența pielii dau colorația aceasta roșie a obrajilor. Este o afecțiune care la început apare tranzitor, adică apare, dispare, legată, de exemplu, de expunere la soare. Toată lumea e roșie după ce stă la soare, dar pacienții cu cuperoză rămân roșii mult mai mult timp decât ceilalți la care roșața se duce. Cu trecerea timpului, dilatarea vaselor de sânge duce și la creșterea fluxului sanguin și astfel la permanentizarea roșeții. Cuperoza este vizibilă de obicei în obraj, dar se poate extinde la nas, la bărbie și la frunte. Tratamentul depinde foarte mult de stadiul în care surprindem cuperoza. Pentru că la început, când există faza aceea tranzitorie, când apare legat de anumit stimul, există anumite creme care pot să forțeze vasul de sânge să rămână nedilatat, cu toate că el e stimulat, de exemplu, de căldură, dar e doar în faza incipientă. În momentul în care această cuperoză e stabilă în obraz, tratamentul este doar laser. El e singurul care reușește să distrugă, de fapt, vasele acestea de sânge înmulțite și dilatate și să aducă colorația obrazului la culoarea lui fiziologică. Chiar și după tratament, însă, pacientul trebuie să renunțe la activitățile care pot declanșa din nou simptomele. În primul rând, expunerea la soare va trebui să fie minimă. Recomandarea este pacientul să nu se mai expună la soare, pentru că căldura duce la stricarea aspectului sau alterarea aspectului obținut în urma tratamentului. Trebuie folosite produse speciale de întreținere a pielii pacientului, deci produse destinate pielii sensibile, pielii cu roșață, sauna, băile de abur la nivelul feței. Și aici mă refer la tratamentele cosmetice, deci practic tot ce înseamnă căldură la nivelul feței este de evitat, deci de redus cât mai mult. Potrivit studiilor, cuperoza afectează în prezent între 5 și 20% din populația globului. Numai în Statele Unite există peste 16 milioane de persoane cu această afecțiune.